G2A, jocuri ieftine. Totul este negru, la fel ca noaptea, la fel ca întunericul, la fel ca sufletul, nu știu despre ce vorbesc, dar salut! Bine revenit la un nou episod de Minecraft în care jucăm Minecraft pe o hartă de Minecraft care se întâmplă să fie înfricoșătoare, se numește Midnight Madness. Hai să apăsăm butonul ăsta. A intrat cineva pe joc? Cum adică a intrat cineva? Ăsta este single player, dude! Ah! Ah, deja m-am speriat, firar să fie, am căzut de pe scări, dude. Ui, sunt în creative, de ce nu am viață? Ce scrie acolo așa? Hey, real quick, this map is very atmospheric and has lots of sound effects, so make sure your volume is... Desigur, volumul meu este foarte ridicat, da, asta nu e nicio problemă. Este ceva poate ce se ascunde pe aici? Un command block, ok. Ok, you can play now, bye. Și a ieșit. Ok. O, e un buton! Sunt în pa... Ok, gata, începe, oameni buni, începe. Pregătiți-vă păturicile și... și tremuratul este foarte important. Alo? Ok, cred că ar trebui să dorm, bănuiesc. Asta e zgomot de somn, frate, e sforeală. Băi, s-a stricat ceasul. Alo? Domnule... Ah! Hei! Încetează, domnule televizor! Oh! Ok. Ce e chestia asta? Nu știu, dar... Ah, uite mă, pot să o stingi. Chest is locked. Ui, am o ventilație pe aici. Ok. Am o ușă. Dar nu pot să o deschid. Deși e mișto când te uiți la ceva pe care poți să apeși, vezi că... vezi că ți apare chestia aia cu... Ok, pot să mă pun înapoi în pat sau... Ui, alo, vreau să dorm. Oh-oh. Închide-te înapoi ușă! Ui, nu pot să apăs din nou. Alo? A, da, nu e atât de întuneric, afa. Ok, în casă este destul de întuneric. A, este cineva în casa mea? Probabil că nu e nimeni. Alo? Se există cineva la această poziție geografică care se întâmplă să fie deținută de mine? Ce-i hârtia asta? Ok, note, read, trebuie să citesc. Oh, doamne, stai așa o secundică să mă ascund undeva, să nu cumva... Dacă vine ceva, o să fac ca pe Dead by Daylight și îl învârt aici și nu o să mă poată prinde. Bun. Ui, cum adică vrei? Ah! Hey, I am with some tonight, get to bed, your father, I'll be there, probabil, to make sure you, your sister, asleep, good night. Oh, ok. Uh-oh. Ah! What? Ce? Front door key. Da, dar aici mai sunt multe chestii interesante. E închisă ușa asta. Ok, bun. Chestiile interesante sunt închise. Aparent trebuie să mă uit la clanță. Cred că ar trebui să ies afară. Alo? Oh, ok, da, iară trebuia să apăs pe clanță, ai văzut? Bun. Dar dacă nu am cheia în mână... Ah, probabil pot să deschid pentru că am... Cheia. S-a auzit ceva cumva? Screwdriver? Ah! Ce-a fost asta, dude? Stop! De unde ai picat? Era cât pe ce să mă omori! Și cum ar trebui eu să ies de aici acum, având în vedere că... Hei, am făcut o carte din hârtia aia, pentru că de ce nu? Ok, dă-mi înapoi totuși. Ar trebui să pun asta așa și așa și așa, bănuiesc?
Deci am o șurubelniță, dar la ce mă ajută șurubelnița nu știu, pentru că mi-a picat chestia asta aici. Oh, eu uite mă, trebuia să țin shift-ul și să... Noul Minecraft în care shift-ul dacă... Da, uite, nici nu trebuie să sari, mergi cu shift-ul și se urcă pe slab pentru că acum are suficient spațiu să treacă. Ok, era cât pe ce să crăp în noaptea asta, deci asta este foarte bine. Mă aflu în mijlocul pădurii, aparent. Cine-și face, frate, casă în mijlocul pădurii? Ar trebui să merg înapoi în casă. Ui, ce e acolo? Ok, văd, e un fel de ventilație, ceva. Ui, ce e aici? Ok, nu se deschide. E închis. E închis, ha? Ok. Ei, nici măcar nu voiam să merg acolo așa, deci nu contează dacă e închis. Hai să mergem pe aici. Yay, hello. Ce trebuie să fac mai exact cu șurubelnița asta, dude? Oh, ventilația? Alo? Ah, what? Ui, mă pot pune jos aici, ai văzut? What? Oh! Mă doare! De ce am avut un cap de dovleac pe cap? Ai văzut? Dude, este bug! Bun. Ei bine, asta e închisă. Asta e închisă. Hai să merg la mine înapoi acolo în cameră. Pentru că am impresia că pot să deschid ventilația asta de aici, nu? Ia. Iar? Dude, stop, încetează. This vent is screwed on tight. Ok, dar eu am... Am șurubelnița, dude. Cum o folosesc? Că apăs și nu se întâmplă absolut nimic. Wow. Ok, am nevoie de șurubelnița asta înapoi totuși. Bun. Păi asta era ideea mea, că în teorie aș fi putut să... Pot să sar pe candelabru? Au! Trebuie să sar pe candelabru. Mi-am pus în minte să... Uite, nu pot să alerg, dude. Ok. Wait, stai, e deschis. Hello? Ok. Be... Basement key? Vrei să merg în basement? Hello? Mm-hmm. Hai să închid și ușile alea, pentru că din cauza motivelor. Bun, stai o secundă, în basement intru din casă? Sau e o cheie pentru vreun basement? Oh, ok, minunat! Deci ce am de făcut în basement? Este ora... Cât o fi? Ce e chestia aia? Red book. O carte roșie. Asta sună destul de ciudat. Adică... Ce s-a auzit? Ce asta? Wrench? Too strong to break with your hands. Oh, trebuie să spargem aia... Probabil, dar nu putem să o spargem cu wrench-ul, aparent. Aha, și aici nu e nimic. Probabil va trebui să găsim ceva ce putem să folosim ca să spargem chestia aia, ha? Dar la ce-mi trebuie mie wrench-ul și basement key-ul și cu... Mă rog, ăla nu cred că mai e util. Red book, asta nu înțeleg. Deci screwdriver și wrench. Deci avem o șurubelniță și o cheie. Astea sunt încă închise. Ok. Mai stai o secundă. This vent is screwed on tight. What? Am crezut că l-am deschis, dude. Dacă mă uit în sus, a dispărut. Ce stupid. Bun, e ceva acolo, asta e sigur, dar ușile astea sunt închise. Și șurubelnița nu funcționește, dude, ai văzut? Sigur trebuie să facem altceva cu ea, dar ce?
Bună întrebare. O fi oare ceva ascuns pe acolo și pe sus? Too strong to break with your hands. E bine, aș putea să o lovesc cu wrench-ul, dar aparent nu funcționează și nici cu screwdriver-ul. Ok, deci cred că aici... Deci cred că aici nu avem altceva de făcut. Nu? Ok. Cred că trebuie să facem ceva cu wrench-ul ăsta undeva afară sau... Păi dacă nu putem să folosim screwdriver-ul pentru chestiile astea, atunci pentru ce putem să-l folosim? Intrăm așa. Dacă-l arunc... Nu, dacă-l arunc nu e bine. Dacă arunc wrench-ul, la fel nu e bine. Red Book. Oh, wait, stai o secundă. Jos aici sunt niște cărți. Dacă este un slot unde trebuie să bag cartea... Wait, am Wow! Stai o secundică. Sunt un geniu! Am pus cartea acolo. Stai așa o secundă. Nu fi ceva secret după ăsta? Uai, poți să o pui în două locuri? Poți să o pui în trei locuri? Stai o secundă, ne trebuie mai multe cărți, înseamnă? Cred că ne trebuie mai multe cărți ca să le punem pe toate în bibliotecă să fie completă. Dar întrebarea e de unde obținem mai multe cărți? Cel puțin acum, dacă am pus o carte, poate... Poate putem să facem ceva. Ok, aparent ăsta dispare, dar asta numai dacă mă uit în sus, ceea ce e destul de enervant. Mă întreb dacă s-a întâmplat ceva pe aici pe sus, având în vedere că am... Ui! Acum a funcționat! O altă carte... E o casă de păpuși aici. A, uite mă, s-a deschis ușa asta. Chestul ăsta este închis. Da, deci ai văzut, dacă am luat, dacă am pus cartea aia acolo, dintr-o dată am putut să deschidem ventilația aia, știi? E bine, da, trebuia să faci ordinea asta neapărat ca să... Da. Păi, haide să punem cartea asta, uite, aici. Și mai avem încă, cred că putem să... Da. Cred că putem să mergem să deschidem cealaltă ventilație cu screwdriver-ul, dar vom face asta pentru data viitoare, pentru că acum este timpul să ne luăm. La revedere, rămas bun, etc., etc., pa, pa, nu uita să lași like-uri și o să ne revedem pe data viitoare, pa!